Bună ziua, eu sunt Camelia, am revenit cu o nouă lecție. Astăzi o să facem înmulțirea cu 11 și ne vom folosi de un truc și să vedem cum procedăm. Și o să luăm un număr pe 21 de înmulțit cu 11. Și cum procedăm? O să-l scriem pe 2 și pe 1 și apoi în mijloc o să le adunăm. 2 și cu 1 ne dă 3. Dacă o să procedăm la fel și cu 32, de exemplu, denunțit cu 11, o să ne dea 3 și 2 le scriem, 3 și 2. Și apoi le adunăm. 3 și cu 2 o să ne dea 5. Așa. Dar dacă o să avem 65 de înmulțit cu 11, o să-l scriem pe 6 și pe 5. Și aici 6 și cu 5 ne dă 11. O să-l trecem pe 1. Da? Deci 11. Și apoi acestea două o să le adunăm. Și o să ne dea 7, 1, 5. Acum să trecem la 3 numere. Să vedem cum înmulțim 3 numere cu 11. 210 denunțit cu 11. Deci o să procedăm la fel. O să scriem 2 și 0 și apoi o să adunăm 2 și cu 1, o să ne dea 3, apoi 1 și cu 0 o să ne dea 1 și avem 2310. Dar dacă o să avem 6, 5, 4 de înmulțit cu 11, o să scriem 6 și 4 și apoi adunăm 6 și cu 5 ne dă 11. Unul trecem aici. Și 5 cu 4 ne dă 9. Și o să-l adunăm pe 1 la 6 și o să avem 7 egal cu 7, 1, 9, 4. Acum să trecem la un număr format din 4 cifre. 2, 1, 0, 2, denunțit cu 11. Egal cu. Și cum procedăm? Tot la fel. O să scriem pe 2 și pe 2. Și apoi adunăm 2 și cu 1 ne dă 3. 1 și cu 0 ne dă 1. 0 și cu 2 ne dă 2. Deci numărul nostru este 2, 3, 1, 2, 2. Și dacă am avea 6, 5, 4, 6, denunțit cu 11, voi cum procedați? Lăsați un mesaj în comentarii cu rezultatul făcut prin această metodă. Te aștept în comentarii dacă ai înțeles cum procedăm, să-mi dai răspunsul la această înmulțire. Și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere!